V-am spus că acest festival este realizat în special cu sprijinul astronomilor amatori, dar avem și astronomi profesioniști, nu? Angajați. Ce faceți voi la institut? În mare parte, cercetare. Facem cercetare pe soare, pe asteroizi, cercetăm, facem studii statistice pe asteroizi, luăm curbe de lumină, pe noi ne interesează cam cum arată un asteroid care se apropie de Pământ și din curba de lumină putem să ne dăm seama de formă și putem să ne dăm seama de cât de repede se rotește. În același timp facem studii și pe obiecte care intră în atmosferă, cum ar fi... Facem studii pe asteroizi, pentru că dacă un asteroid ar lovi Pământul, nu? Asta ar fi... Da, deocamdată cunoaștem în jur de 1 milion de asteroizi, dar niciunul nu va lovi Pământul. Ce e drept, cunoaștem... În fiecare zi aflăm de alți 10 sau 20 de asteroizi noi și nu știm de ce asteroizi vom afla mâine, de aceea trebuie să-i studiem în continuu și să le aflăm caracteristicile, mai ales caracteristicile celor care trec prin apropierea Pământului, pentru că avem rezoluție mai bună de procesarea imaginii, asteroizii care se apropie sunt mai mari. Și, nu, asteroizii care se apropie putem să-i vedem mai bine, pentru că dacă sunt la distanță mai mare, nu avem capacitate de a analiza datele. Sunt ca niște puncte de lumină, noi trebuie să tragem informație din punctele de lumină și dacă punctul de lumină, asteroidul, se mișcă printre stele și la distanță mai mare, e destul de greu să extragem informația care nu trebuie. Cei de la distanță mai mare sunt de obicei în centura principală. Centura principală care în total însumează 1 milion de asteroizi. Dar ei, prin ciocnirile dintre ei, că se mai ciocnesc din când în când sau s-au ciocnit, generează un fel de praf. Când se ciocnesc, imaginați-vă două pietre care se lovesc, generează fragmente mai mari, dar mai puține, dar în schimb generează pietricele mai mici, praf, foarte mult. Dacă ar fi să numeri firele de praf, ar fi mult mai multe decât bucățile mari în urma unui ciocnire. Aceste fire de praf uneori intră în atmosfera Pământului și se numesc, noi le numim clasic, stele căzătoare. Dar de fapt ei se numesc meteoroizi. Sunt urme, sunt fire de praf din urma ciocnirii asteroizilor care intră în atmosfera atunci când Pământul trece prin acest nor de gaz și praf. La fel când trece și o cometă. Dacă trece o cometă, de exemplu, acum suntem în curentul de Perseide și auzim la știri curent de meteori. De fapt, noi intrăm cu planeta printr-un nor pe care o cometă lasă nouă. Și de câte ori cade o stea, trebuie să ne punem o dorință, pentru că sigur ea se va îndeplini. Da, asta se îndeplinesc, dorințele astea pe care le punem, dar trebuie să lucrăm pentru ele. Dar cu condiția să nu ne dorim 1 milion de dorințe, pentru că atunci vor veni alți 1 milion de asteroizi. Cam așa ceva, da. Ce vreau să te mai întreb? Există o ecuație care ne spune care este probabilitatea de a exista viață în întregul univers. Există o ecuație care să spună probabilitatea ca un asteroid să lovească Pământul? Da, asta e ecuația cu viața din univers, este ecuația lui Drake, este teoretizată prin anii 70, dacă nu mă înșel, și acolo se iau toate planetele din univers, se iau toate stelele din univers și planetele care ar putea să orbiteze aceste stele, capacitatea planetelor de a dezvolta viață, după care capacitatea vieții de a deveni inteligentă. Și aici ne putem da seama de cât de multe necunoscute apar în această ecuație. Da, sunt ecuații care ne descriu probabilitatea asteroizilor de a intra în atmosferă,
Dar, așa cum v-am zis, până acum nu e niciunul care se ridică pe această scară. În următorii două, ce e drept, cu cât mergem în viitor, cu atât ecuațiile noastre încep să capete din ce în ce mai multe erori. De exemplu, nu vom ști dacă vreun asteroid cunoscut va lovi Pământul peste 1000 de ani. Pentru că eroarea e foarte mare, trebuie să-l observăm mai des. Dar știm că în următorii 200 de ani nu ne va lovi niciun obiect din cei cunoscuți. Dar așa cum v-am zis, în fiecare zi descoperim 10 alți asteroizi și până acum, da, nu va lovi niciun. Asta e ideea principală. Cum poți să ajungi să lucrezi la Institutul de Astronomie al Academiei Române? Da. Pentru a lucra la Institutul Astronomic, e nevoie să ai o pregătire în domeniul real, adică să ai ceva, o facultate de cu științe aplicate, matematică, fie fizică, fie calculatoare, da? Pentru că astronomia acum devine din ce în ce mai mult axată pe informatică, axată pe date, pentru că telescoapele mari, acum telescoapele mari adună atât de multe date încât este nevoie de rutine automatizate de a procesa seturile de date și aceste telescoape care se află în construcție vor fi capabile să genereze date pentru întreaga comunitate științifică, întreaga comunitate din lume de astronomi care sunt axați și pe studiul asteroizilor și pe studiul altor obiecte din galaxie. Nu neapărat din galaxie, ci din univers, că se fac studii și pe obiecte extragalactice, extragalaxiile noastre. Ce putem să mai vedem în seara asta la telescop la voi? Ce ne-ați pregătit acolo? Ce planete? Cu cine ați vorbit? În seara aceasta se pare că vom avea un asemenea, să sperăm că se va menține așa. Deocamdată noi avem telescop pe Pluto, pentru că este zi și îl avem pe Pluto de zi, dar peste aproximativ o oră și jumătate vom vedea Luna. Astăzi răsare mai târziu și așteptăm să se ridice deasupra pomilor ca să putem să o vedem de aici, din Părculeț. După care, aproape de ora 11, vom vedea și planeta Jupiter cu cei 4 sateliți principali. De ce când Luna este plină nu prea avem ce observa pe ea și atunci când este în creștere toți astronomii sunt fericiți? Da, de obicei când e Luna plină este foarte luminoasă pentru că Soarele este pe partea opusă și iluminează fața în întregime. Și atunci nu prea putem să vedem detalii pe ea pentru că e ca și cum te-ai uita la, ce să zic, ca și cum te-ai uita la Soare, da, trebuie să aibă câteva elemente care se disting prin umbră-lumină, contrast umbră-lumină. Dar dacă ne uităm la Lună când e în creștere, când e, de exemplu, semilună, atunci lumina vine razant, vine dintr-o parte și putem să vedem cât de înalți sunt munții sau cât de adânci sunt craterele. Și e mult mai interesantă Luna când e în primul pătrar sau când e în ultimul pătrar. Atunci putem să vedem detalii legate de suprafața satelitului nostru natural. O ultimă întrebare și las să meargă la voi la stand să spună întrebări personalizate. Există extraterestri? Da. Răspunsul scurt este că nu sunt convins încă că există. Nu cred că sunt date suficiente de asteroizi. Există probabilitatea să fie? Da. Pentru că mă gândesc că având în vedere cât de multe galaxii sunt peste 2000 de miliarde de galaxii care au 200 de miliarde de stele cel puțin și aceste stele au planete la rândul lor. Ar fi destul de greu să fim singura civilizație inteligentă din univers. Dar să vină extraterestrii la noi sau să
cum am auzit, că mai cad cu nave spațiale prin deșert și oamenii găsesc sau fotografiază OZN-uri. Acum sunt destul de multe aplicații pe telefon care au, o să bagi din default un filtru cu OZN și vezi un OZN pe cer. Prin aplicație faci o poză și uite o poză cu OZN. Da, nu avem nevoie de OZN-uri de extraterestri, că le avem deja digitale. Nu putem să punem acolo. Mulțumesc foarte mult!